Primăria Municipiului Timișoara a început operațiunile de măturat și spălat mecanic și manual pe străzile din oraș. Acțiunile de curățenie au început joi, continuă și vineri, iar șoferii sunt rugați să elibereze zonele unde utilajele intervin. Facem Timișoara lună. Joi am fost pe Strada Macilor, unde a fost curățată partea stângă a carosabilului, în sensul dinspre calea bogdăneștilor, spre Strada Cloșca. Vineri, timp de aproape două ore, vom continua pe partea dreaptă a carosabilului. Mulțumim șoferilor care au respectat solicitarea de a nu parca în zona unde se desfășoară. Acțiunea de curățenie împreună păstrăm timișoara curată și frumoasă, transmit reprezentanții administrației locale.